Bună ziua, sunt Alexandra. După cum știți, nespecialist în domeniu, n-am nicio legătură cu horticultura. Mărturisesc că până acum un an venea mama să-mi îngrijească plantele. Acum, cu ajutorul lui Pocon și al florăriei Trias, am învățat și eu să am grijă de ele. Dar încă mărturisesc că îmi plac produsele pentru persoane ocupate. Unele dintre acestea sunt Pocon, bețișoarele îngrășământ pentru plante cu flori. Sunt foarte bune pentru că odată înfipte în pământ, 3 luni de zile nu mai aveți nicio grijă, doar udați plantele. Sunt bune atât pentru plantele înflorite, ca să le mențină frumoase și înflorite, cât și pentru plantele care și-au pierdut florile, pentru a le stimula din nou să înflorească. O să vă arăt cât de simplu e să le și puneți. Ne uităm la indicații și vedem în funcție de mărimea ghiveciului câte bețișoare trebuie să înfigem în pământ. Acest ghiveci are cam 13 cm, deci trebuie 3 bețișoare. Partea bună este că avem 24 de bețișoare în pachet, deci este foarte eficient ca și cost. O să vedeți că sunt foarte convenabile ca și cost. Luăm un bețișor, luăm 2 bețișoare, luăm 3 bețișoare. Acum, ce aș prefera eu să fac ar fi să le tai, pentru ca să pot să le înfig pe toată suprafața ghiveciului, astfel încât apa să ajungă ușor la ele, indiferent unde sunt poziționate. Da? Deci le înfigem din loc în loc pe toată suprafața ghiveciului. Tot ce mai rămâne să faceți este să udați planta. Apa va dizolva bețișorul, iar substanțele nutritive vor ajunge la plantă. Da? Deci 3 luni de zile nu mai aveți nicio grijă. Sper că v-a folosit sfatul meu de la un nespecialist, poate pentru azi nespecialist, dar iubitor de plante. Mulțumesc frumos!